Sfânta Paraschiva este și ocrotitoarea orașului Năvodar, dar și a cele mai vechi biserici din oraș cu același hram. Cu mic cu mare, năvodărenii s-au adunat într-un număr impresionant la biserica ce-i poartă hramul, unde a avut loc ceremonia religioasă oficiată de arhiepiscopul Tomisului alături de un sobor de preoți. După slujbă, enoriașii au urmat pașii preoților într-o procesiune pe străzile orașului. Ajutor de la bunul Dumnezeu și cu Dumnezeu înainte să fim sănătoși și înțelegere în familie. Cu ce să ne rugăm? Pentru sănătate în primul rând, pentru iertarea păcatelor în primul rând. Că de asta vin toate calamitățile peste noi, pentru păcatele noastre. Sfânta Paraschiva este cinstită în mod deosebit an de an de către năvodăreni. Dizi de dimineață, pașii credincioșilor s-au îndreptat din nou spre biserică, la slujba de pomenire. Sfânta Paraschiva s-a născut la jumătatea secolului al XI-lea în localitatea Epivat din Tracia, din părinți creștini. Încă de mică, de la vârsta de 10 ani, a fost milostivă cu cei săraci, adeseori dăruindu-le chiar hainele. A părăsit familia pentru a-și dedica total viața lui Hristos, a oferit săracilor partea sa de moștenire și a intrat într-o mănăstire din apropierea Constantinopolului. După ani de viață ascetică, a fost în pelerinaj la locurile sinte și în pustiul Iordanului. Apoi s-a întors în satul natal, unde după alți 2 ani de post și de rugăciune, a trecut la Domnul.